de la începutul acestui secol. Putem să zicem că suntem pe o vârstă cu secolul 21. Deci suntem contemporan cu secolul 21 și îmi place să cred că suntem și modern și facem lucruri interesante și utile pentru întreaga societate. Fundația Forumul European pentru Istorie și Cultură desfășoară activitățile sale în domeniul civilizației și istoriei naționale, istoriei europene, datorită unor oameni de cultură, oameni de știință de la București, Iași, Chișinău, Vâlcea și alte centre universitare, care au găsit timp, găsesc timp în continuare să se implice în activitățile culturale și științifice. În primul rând, aș vrea să numesc aici pe președintele Fundației, profesorul Ioan Sculptu, care, din păcate, astăzi nu este alături de noi, pentru că programul nu a permis să facă această vizită la Chișinău, dar, în schimb, îi avem alături pe de la dreapta mea, așa, la stânga, profesorul Gheorghe Buzatu. Reprezintă într-un fel Iașul la Chișinău astăzi, doamna Elena Costică, care este vicedirectorul Muzeului Național de Istorie. Domnul profesor Mihai Redegaru, secretarul general al Fundației și profesor la Universitatea din București. Domnul profesor Andrei Petrencu, Universitatea de Stat din Moldova, domnul academician Kirill Dragnev, domnul profesor universitar Anton Morar. O să rog în continuare pe domnul profesor Mihai Redegan să rostească un cuvânt de salut în numele Fundației Forumul European pentru Istorie și Cultură. Să vă spun un secret. N-am un cuvânt de salut. N-am scris. Eu am fost format în perioada în care un anume partid ne spunea că nimeni nu este de neînlocuit. Deci acel partid pregătea oameni care se ocupe toate posturile, fie că era inginer agronom, fie că era medic ginecolog, fie că era medic stomatolog, fie că era pilot de avioane, oamenii pregătiți de acel partid vor și se ducea până la toate. Uite că constat astăzi că nu este chiar așa. N-am avut nici măcar bună inspirație să notez ideile pe care amintitul profesor Ioan Sculptu le rostea în cuvintele sale de salut atunci când ne întâlneam cu dumneavoastră. Astfel încât eu nu am lucrurile de salut. Vreau să vă spun că, dincolo de frigul de afară, eu am simțit o căldură care vine constat cu plăcută surprindere de la tânăra generație către noi. Din acest motiv am venit și noi cu tânăra generație de la București, pregătind o schimbare de generație. Pe profesor Sculptu l-am lăsat acasă. Mâine rămân eu acasă, dar am venit cu tânăra generație după noi. Și într-o ordine strict alfabetică, vă rog să-mi permită să-i prezint, toți sunt, au fost studenți, doi dintre ei sunt masteranți, cea de-a treia a dezertat. O fi avut motive personale, asta sau științifice. Deci, Ecaterina Neculai. Cristina Nicoleta Niculescu. Și Alexandru Ștefan, zis Alecu Sâmbetean. Vreau să mă vină înainte, ei vor veni de la anul sau de peste 2 ani.
Dar nici noi nu le dăm ușor deoparte. Nu. N-am fi oameni de acolo. Eu sper că lucrările de astăzi, lucrări noi, mult spus lucrări, întâlnirea noastră de astăzi va fi extrem de bună. Și constat că cei de la muzeu au pregătit acest lucru în mod ingenios. Au pus niște măsuțe mici în jurul cărora se continuă seria lucrurilor nescrise. Nescrise și scrise cu o privire, unui reputat de expert asupra perioadei postbelice, atât în cadrul istoriei românești, cât și în cadrul istoriei universale, Europei. Mă rog. Mulțumesc că domnului Giurgiu Pășteanu, prietenul de Dumnezeu, care pentru cuvintele frumoase spuse, dar nu sunt un reputat expert. Nu. Mi-ar trebui mult prea, mult mai mult ca să fiu reputat expert. Sunt doar o persoană care a avut noroc să vadă câteva archive, care a avut noroc să participă la câteva sesiuni internaționale și care a avut noroc să învețe. Atât și nimic mai mult. Și din toate aceste lucruri trăite de mine, vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră câteva gânduri, așa cum spuneam mai mult, mai serios deschis. Cu exemplu, ceea ce intenționam să fie sfârșitul prezentării mele. Dar s-ar putea să uit, când la o vârstă încep să uiți, la o vârstă îți dai seama că memoria este afectivă și așa mai departe. În deschiderea întâlnirii noastre a venit la mine domnul Mihai Tașu. Da, corect? Care mi-a adus un carte. A venit la nu cartea dânsului pentru mine, ci cartea mea pentru dânsul, deci îi dau un autograf pe o carte. Lucru pe care l-am făcut, cu plăcere. Dar nu despre autograf să vă vorbesc, ci despre motoul sub care am așezat această carte. Sunt foarte puține cuvinte, dar eu le-am socotit extrem de adânci sau extrem de adânc scris sau o semnificație deosebită. Cartea este de spionaj, o carte adevărată. Se referă la acțiuni ale serviciilor speciale românești și britanice în timpul celui de-al doilea război mondial. Se cheamă SSI TSOI, jurnal public. Motoul este scos dintr-o scrisoare pe care un ofițer de spionaj britanic o trimite unui coleg de-al său. Iată ce scrie acesta. Lucru trebuie făcut la scară largă sau deloc. Deci dacă intenționăm să facem ceva, cum ar fi de pildă desfințarea unei grădini. Trebuie să ne gândim la acest lucru, nu la jumătăți de măsură. Căci cu jumătățile de măsură nu ajungem nicăieri. Deci ori avem o gândire mare și toate instrumentele și toate mijloacele pe care le avem la dispoziție le punem în slujba acelei opțiuni strategice, ori mai bine nu ducem să ne punem. Deci, acesta ar trebui să fie sfârșitul prezentării mele. Legat de tema simpozionului sau dezbaterii noastre, evoluții politice europene în 1953-1968, mărturisesc că, la început, gândul meu a fost cu totul la altul. Să zicem, crizele comunismului între 1953 și 1968. Căci, 1953, dincolo de moartea lui Stalin, apropo, deschid o paranteză, voi deschide, de altfel, mai multe paranteze în cursul prezentării. În 1995 am avut ocazia să reprezint România la o sesiune științifică internațională organizată de Academia de Științe a Federației Ruse, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În sala Dumei de stat, cum se pare că așa se cheamă, s-a desfășurat sesiunea inaugurală, în cadrul căreia premierul de atunci, Victor Cernomârdin, a ținut un discurs din care am reținut o frază. O frază care, precum în poveștile cu coșmarul, mi-a ridicat părul din cap și de pământ. A spus așa, noi, astăzi, dăm o înaltă apreciere rolului jucat de Stalin și Armata Roșie, în cursul celui de-al doilea război mondial. A
Așa că nu mă miră absolut deloc curentul revizionist din actuala literatură rusă. Deci în 95 ei făceau așa. Nu vă spun care a fost reacția Sărin, compusă în din două treimi de ofițeri activi ai armatei Federației Ruse, iar o treime din rezerviști ai fostei armate roșii. Am crezut că va cădea tavanul pe noi. Nu s-a întâmplat. Am închis paranteza. Deci, intenția era ca nu atât moartea lui Stalin să constituie un obiect de discuție, cât prima criză a comunismului, și anume a greva din Berlin, inițial, și apoi din restul orașelor, marilor orașe industriale germane. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ceea ce s-a petrecut începând cu 1953 și a continuat până în 1989-91, evidențiază o serie de elemente. Primul dintre ele este că cei care ar fi trebuit să fie, potrivit învățăturii marxist-leniniste, principalii profitori ai sistemului comunist, clasa muncitoare, împreună cu țărănimea muncitoare și împreună cu intelectualitatea, aceștia au fost, de fapt, cei care s-au ridicat împotriva sistemului. Căci cine se ridică primii împotriva sistemului comunist? Muncitorii din Berlin. Cine se ridică în 1956 împotriva sistemului comunist de la Budapest? Intelectualii și muncitorii. Cine se ridică în 1968 împotriva acelui sistem la Praga? Intelectualii. A doua observație, care se aplică mai ales intelectualilor. Aveți grijă. Au încercat în 68 și apoi în 85 să dea o față umană unui sistem care nu putea să fie reformat. Sistemul acela nu putea să fie reformat. Sistemul acela conținea în sine germenii prăbușirii. Ceea ce s-a și întâmplat. Ceea ce a făcut în 85 Mișa a fost o încercare de salvare. El și-a dat seama, datorită educației pe care o avusese, datorită informațiilor pe care le gestionate, sistemul se va prăbuși că trebuie să fac ceva. Și atunci a inventat Perestroica, a inventat Glasnost și partenera o sintagmă de aceasta. Deci, transparență și restructurare. Nu. Cu toată transparența din lume, cu toată restructurarea din lume, sistemul s-a prăbușit. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l împărtășesc este poziția pe care puterile occidentale au avut-o față de două momente esențiale. 1956 și 1961. Domnul profesor Anatol Petrecu, citindu-l pe Bukowski, spunea că Occidentul, noi în București avem o vorbă și studenții mei vă pot certifica acest lucru, au pus bonul. Adică au înțeles, s-au lăsat fraieriți de cântecele de sirenă, așa și este. Până la un moment dat, și aș fixa acel moment, 1975, declarația de la Helsinki cu drepturile omului, deci până la un moment dat, Occidentul a închis ochii la ceea ce se petrecea în lagărul Sokol. De ce? Doamnelor și domnilor, tema care este supusă atenției este foarte interesantă. Este clar că nu putem utiliza. Putem numai să ne referim la aspecte, cum se spune în cea mai bună limbă românească, putem să zâmbărim. Cu riscul ca pe unii să supărăm, pe alții să întristăm, sau să fie pentru noi motive de bucurie. Secolul al XX-lea este greu. Și mă refer la istoricii mari care s-au ocupat de o
Este greu de calificat, de apreciat ansamblu. Unii s-au apropiat foarte mult de adevăr. Fără îndoială, acum este la modă elicopter. O istorie avea cu de-a 20-lea secol al extremului. O fi așa, nu o fi așa, dar plecând de la el, pentru că eu iau modelul lui de bun, eu îi spun, dar nu legat de el, un secol al ismelor, adică comunism, capitalism și sionism. În momentul în care ne abatem de la această schemă, de la această triadă și încercăm să găsim alte piste ale evoluției noastre, dar ne teamă că începem să ne înșelăm. Pentru că aici și acolo găsim influența acestor factori. Un istoric german foarte cunoscut, cu adevărat specialistul de această problemă, Ernst Norke, a luat o bucățică din acest secol. De la 1907, de la apariția statului sovietic, până la prăbușirea Germaniei. Și a tratat un sfert de secol de război civil european. Un alt specialist la fel de mare, un francez, Stephen Courtois, a luat chiar anii lui Hitler, 1933, și Stalin, 1953. O noapte atât de lungă în lui Silom. E vorba și acolo și acolo de conflictul dintre cele două isme fundamentale ale secolului trecut. Comunism și fascism. Descoperirea esențială și departajarea celor doi specialiști. Courtois este și editorul cărții negre a comunismului, să nu uităm. Este următoarea. O afirmă categorică. Pentru că noi venim din secolul 20, încă nu suntem convinși că e bine să judecăm sau să procedăm așa sau așa. Și deci, decizia lor este categorică. Fascismul este cel care a fost provocat de comunism. N-a fost invers. Vinovat de toate relele a fost fascismul. Ordinea trebuie și cronologic inversată. Și factologic. Și de esență. Lucrurile astea sunt clare. Nu ne mai putem. Rămâne să depistăm rolul celuilalt al sionismului. Pentru că asta este lumea. Niciodată n-am ajuns la o concluzie absolut finală. Numai la noi, la București, este moda să se elaboreze comisii prezidențiale, bani mulți, rapoarte finale asupra unui probleme. Gata, s-a închis. În istorie nu există așa. Ei, deci până la urmă, totuși, ce a fost secolul al XX-lea? Putem să o luăm oricum. Un alt reputat istoric, membru al Academiei franceze, René Romain, a murit anul trecut, a denumit secolul trecut secolul cel mai scurt. El s-a referit la marile evenimente care au jalonat de acolo al XX-lea. Și este și aici un punct de vedere. Pe planul evenimentelor evenimențiale, secolul XX s-a consumat între două borne. 1914, primul război mondial, și 1991, încetarea războiului rece, prăbușirea URSS. Pentru el, secolul XX, având numai 75 de ani, este secolul cel mai scurt.
este o dată care a apărut recent. Secolul cel mai scurt în istorie, dar cel mai plin de evenimente. În context Europa, eu am mai încercat despre Europa. E un curs, o sinteză, ăsta este primul volum. De la 1919 la 1939. Urmează și restul. Cel mai interesant, în punctul meu de vedere, este, evident, al doilea război mondial. Dar acum a primit, pornind de la un istoric neamț care este drag nouă, Andreas Gruber, vai, epoca aceasta a războiului, al celor două războaie, secolul cel mai scurt, Europa a avut un rol de primă mărime, dar care a decăzut mereu. Europenii n-au știut să domine, să-și facă istoria. Marile puteri extra-europene au intrat în scenă și conchidea din Gruber, care pentru noi este un istoric esențial, având în vedere volumele sale, documente și mai ales raportul de românul german, Hitler, Stalin și Carol al II-lea, 1938-1944. Un istoric fundamental pentru noi, de o jumătate de secol, de la America, acum 10-15 ani. El Gruber, deci secolul acesta, vai, Europa a fost atât de năroadă, că europenii, și aici mă refer la liderii europeni, pentru că noi judecăm Europa, dar eu n-am un amestec în marile decizii europene. Trebuie să ne gândim orice, oricând, la rolul, rostul oamenilor de stat. Au fost pe măsura problemelor lor. Cei din 1919 la Paris, Lloyd George, Clemenceau, cu cei care au făcut pacea în 1946-47, care ne sunt niște necunoscuți. Bidon și Clemenceau. Ăștia au mers de vin la Nil Gruber pe ideea că chiar este posibil și au realizat distrugerea comunității europene. Astăzi, încercăm să o reformăm. Pentru că fără unitate europeană, fără acest motor, totuși civilizația e greu de crezut. Cum va era? Și trimit la alte construcții, inclusiv la Nicolae Iorga al nostru, la Toni, la Pere de Ruvel, la Jean-Baptiste Durosel, elevul lui Pere de Ruvel, și la alții, și la alții. Ce este Europa? Deci revin cu întrebarea. Tare mi-e teamă că mai presus de orice a fost un secol al 20-lea, un secol bolnav. De la un cap la altul. Trei războaie mondiale au pornit, s-au desfășurat, în esență, aici, în Europa. Primul, al doilea și războiul rece, al treilea, în care